Salut băieților, bine v-am regăsit la un episod de Euro Truck Simulator 2. Eu sunt Zerson, suntem tot pe Europa 2 aici cu un tir de data asta. Că mi-ați zis, adică, am întrebat eu în video trecut dacă vreți să fac un video și cu tir ceva. Și am strâns ceva like-uri 47 momentan. Acest video o să apară miercuri. Am făcut ceva setări pe aici așa un pic. Adică acum, stai, nu, aici, așa, da, aici vedeți. Aici așa arată acum abonații, o să arate așa de acum. Am zis să mai schimb și eu niște prostii pe aici ca să nu le mai țin aiurea. Că aveam deasupra web-ului aici o chestie și am zis, bă, mai degrabă o las așa. Nu știu, noi chiar cine știe ce e frumos, dar mă rog. Bun, hai să vă arăt tirul, ăsta e tirul din afară cu tot cu remorcă, am luat o remorcă cu greutate mare. Am un DLC, DLC-ul ăsta costă nu știu câți euro. Are remorca 36 de tone și nu o să pot să-i dau tare, ăsta e tirul. Am zis că mai fac ceva să pun aici numărul pe care îl vreau eu. Oricum nu o să pot spune de România, dar o să spun, eu știu, tot D-ul o să ia, adică Germania. Și o să pun ce număr vreau eu, GL 069, mă rog, glumesc, na. Pot pune ce număr vreau eu, sau pot să scriu ce vreau eu pe număr. Bun, hai să-i dăm drumul la treabă. Deci să punem așa. Și bun, hai să mergem. Hai mă frate, ce dracu-i faci? Bun, îi dăm și noi un pic. O să vreau să mai îmi cumpăr un DLC curând, ceva pentru accesorii de cabine, să-mi pun pe aici perdele, treburi, că mă bate soarele și nu-mi place. Și da, facem tot Duisburg Calais, atunci parcă am făcut Calais Duisburg, acum facem Duisburg Calais, invers. Îmi place mult traseul ăsta din cauza că e aglomerat și pot, adică am activitate cum ar veni. Mai punem o frână, mai una, alta, mai trebuie ușoară, la parchează acolo paște omul, bravo, opa, am luat și o curba cam cam nasol. Da. Asta e remorca. Să luăm și noi viteza. Virează și roțile de remorcii. Și na, sper să nu fac accidente, cum am făcut data trecută. Oricum, data trecută nu prea am făcut. Da, într-un fel a fost și vina mea, dar am făcut accident. Salut, frate. Dar accidentul pe care l-am făcut, na, că n-am păstrat distanță și de asta. Trebuie să mi-a aranjez și un pic oglinzile, că nu prea văd de la poziția asta, de la poziția volan, adică poziția pe care am la volan, nu prea văd, dar da, s-a oprit sunetul melodiei. Da, ia să tot de prea tare? Nu. Hai bine, așa zic eu. Bun, că mi-am făcut ceva modificări la browser ca să nu mai arate albul ăla pe YouTube, s-a arătat negru și eu acum dacă... Acum am văzut că aveam și filmarea pornită din... Nu știam ce dracu are unde nu urcă. Scuze frate că v-am ținut pe loc. Da, eram pe neutru și acceleram la maxim. Da, sorry. Și da, mergem și noi dăm A4 acum. Aveam o tirul, se numește Scania S sau R, nu mai știu, n-am fost atent. Oricum, o Scania nouă. Poate dacă, eu știu, videoclipul următor o să fac o cursă așa, adică iau o remorcă tot grea, tot, eu știu, ori ușoară, cum vreți voi, și mergem pe unde ne duce cursa, adică nu fac ce traseu vreau eu. Dacă vreți, sau poate vreți pe niște serpentine, depinde. O să vă duc și pe acolo dacă asta. Sper să nu se vadă, la oricum, un lag, dar trecută nu s-au văzut cine și ei, ci doar așa în unele situații și da. O să mai vedeți aici cine se loghează prostii pe Steam, că am filmat tot cu display capture, adică doar display-ul, adică eu dacă ies acum din joc se vede și asta, nu se vede doar jocul și oricum nu cred că vă deranjează. Pe aici limite 60 și merg cu 120, dar nu contează, suntem șoferi de tir. Oricum, cel puțin cu 90 cred că s-ar merge pe aici. Da, plus că eu mă refer la, uite, uite, ce e cam greuță un pic asta și să nu zboare. Oricum, pentru aceste remorci trebuie camion de la cu 3 râți pe spate, V8 de la, dar na, nu mi-am luat de la, dăm și a 6-a. Mie mai mult îmi place Scania asta, puteam să-mi iau un Mercedes cu chestii de aia. Am mai făcut, nu știu dacă am făcut exact videouri, dar știu că avea o dată, are un Fitz, Cristian Fitz pe YouTube, îl aveți, hopa, cum intrați pe canalul meu, în dreapta acolo mai Friends, aveți Zerson 2.0 și Cristian Fitz ceva gen, și pe acolo mi se pare că are un video când eram cu tirurile și făceam curse, sau cu Skoda, nu mai știu exact ce era, nu mai știu sincer, dacă vreți să vă uitați, puteți să vă uitați acolo și, na, ce zice, să dați voi un like la acest video că merită, zic eu. Sau, mă rog, la această serie. M-am știut și eu un pic așa. Azi e marți, mâine, când o să, adică când o să apară video, o să fie miercuri la ora 8. Mai punem și altceva, nu doar SAMP. Mi-a recomandat un băiat să pun cam video cam fiecare zi. Să pun luni, nu știu, luni, nu știu cum zice, luni, marți, miercuri SAMP, joi CSGO, vineri Euro Truck și prostii de astea, adică să pun mai multe videouri. Bă, și na, e o idee bună, dar nu am chiar așa mult timp să petrec la calculator. Adică eu petrec, dar nu știu, n-am idei mereu să filmez pe videouri. Vreau să filmez curând, adică la 7, miercuri la 7 seara, marți, scuzați. Eu și eu m-am CS și poate o să filmez și un video CS. Și o să apară, nu știu, vineri, opa. Bă, hai că până acum a mers bine. Băgăm a doua. Eram pe neutru pentru că pe alt am, adică oare pe cât RL și shift schimbați viteza. Inferioară și nu știu cum se numește cealaltă, că vreau să zic exterioară, dar nu prea. Nu știu cum, mă rog, da. Nu știu cum, exact cum se numește, nu-mi vine acum, poate știu, dar nu știu, nu-mi vine acum. Și pe alt dau pe liber, înțelegeți? Băgăm a patra. A patra, nu a treia. Și da. Nu am uitat dacă se mai vede la câteodată. Da, mă rog, nu cred că se vede. Acum la CS-ul să am probleme. Deci să dăm pe liber. Lăsăm pe asta să ne depășească. O 150, o, lasă ușurel nebună că te prinde radarul. Bun. Să-mi spun și voi ce părere aveți despre faza asta aici cu abonații pe care am. Acolo, adică cum ar veni, dacă acum se abonează sau cineva, arătă instant, nu este delay sau ceva. Și am zis că e mai șmecher așa un pic și nu știam, sau să-mi spuneți unde să-l pun, că nu, n-am idei unde să-l pun aia, așa am zis să pun acolo mai bine pe web, sau să pun sus, aici, opa, așa un pic că nu mă uit la drum și stau cu mâna sus, da, mă rog, aici sus, înțelegeți? Ori acolo se văd, mă rog, nu cred că e mai bine, că mai dau capul, mai una, alta, mai o fază, mai... Scuze, frate, că m-am băgat pe banda ta. Dezblogăm și ne-am 5-a. Cât am filmat până acum? 10 minute aproape. Ei dau blana. Bă, nu pot să-i dau, adică cum ar veni. Prind viteză, dar prind greu. Nu pot să-i dau, nu știu, 300 de metri, 150. Că vrem, prima dată vrem să ne urmăm cu mai ușoară, cu prelată, frumușel. Dar am zis, bă, ia să iau altceva un pic mai greuț. Ia să vezi tu ăsta că vine pe banda mea. No. Eu mă duc pe banda lui. Ha. Am băgat și motorină când am plecat de acolo la venderea de unde am pune filmarea. Bă, eu mă gândeam că nu o să mai strâng, adică, nu știu, înainte scârneam la video 30-40 like-uri. Și da, mă gândeam, băi, n-am mai pus de mult, am pus doar SAMP. Ba, uite că, cât de cât, bă, frate, dar așa, erai să te bagi mine. Storm, tu ești, frate, executor oficial, a, că... Mă gândeam că nu frânează, mâncați-aș gura acum. Și mă duc să-i tării pe ăștia. Bă, lasă-mă, noi, tura, mă. Dacă facem o depășire, era... Nu știu, adică stai să... Mă refeream că vreau să fac o depășire, dar nu știu dacă pot. Doar... Nu știu, doar să te pe loc. Că altfel nu, cu așa greutate. Da. Bă, băi, și sper să facem și noi 100 de like-uri pentru giveaway. Pentru giveaway cu SAMP. Dacă nu, știu, o să fac la 5000 de abonați, nu știu. Nu vreau să iau curbi bruștii să nu mă răsturn. Îți dăm și noi pe asta, punem în fârna aia de mână. Ce dracu faci cu făcutul ăla? Cum dracu e trecutul? Stai, frate, aici. Ești nebun? Eu aici mă opresc. Mă rog, nu ar fi o linie sau ceva gen. Asta e ceva pentru apă, să scurgă apa. Dar mie aici îmi place să mă opresc. Mă gândeam că tură, dracu, de trece trenul. Băi, e șmecherul ăsta, zic eu. E antifona cam bine. Fac cam, acum, preview la tir. Îl pe Daniel pe care l-am întâlnit, dacă mai știți. Că l-am, i-am zis în video trecut, bă, Daniel, scuze, frate. Păi nu-i frumos, nu? I-am tag ro YouTube. Bă, uite mă, dar, na. Omul, îi dau una la ureche, îi dau una la ureche. Păi unde, băi, fratele meu, că acolo era linie continuă, băi. Așa, ia, bagă-te mine. Tu-s dumnelaru. Vă băgați ca proști. Animali, doamne. Uite-l și pe ăla, mâncat ce-aș gură ta. Probabil la care venea din tine s-a pus mă călăxana pe mine, că era pe banda lui, dar... Pare rău, mane. Ia, că face de ăștia așa. Îmi place cum se duce remorca asta. Cum se duce la în gardul? Bă, stai liniștit, mă. Bă, și dacă am băieți care joacă Euro Truck așa și știu, cum poți să-ți personalizezi remorca, să o faci culoare vrei tu sau așa, mă rog, nu asta, una cu prelată sau așa, uite cum e aia cu Volvo, n-am, ori trebuie DLC-uri, ce dreci, eu am ceva DLC-uri, da, opa, ați văzut cum s-a turat mașina, mă rog, tirul. pentru că am intrat așa, iar cum ar veni mergeam pe o parte cu tirul. Sau patina, sau nu știu, mă rog. Eu zic că în afară de viteză am mers cam regulamentar. Cum am prostituit să merg pe bandă pe alta, asta e altă fază. Și ăla cred că are greutate din asta. Deci să dăm inferioare, remorcă, frână de remorcă, hop. Băi, băi, alo, trezirea, ai adormit la volan? Îi dăm la deal cu boii mici, lai la 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 la. Și facem o poză. Pozică. Uite și asta e cu de-asta grea, cu remorcă grea. Nu ne oprim aici, ne oprim mai în față. Aici e aglomerație și vreau să fac o poză. Și dăm! Așa se așa, am plecat la deal. Cum ai limit de 80. Ăla s-a pierdut în spatele meu. Opa! Da, nu-l mai văd. Ce dracu-mi trebuie să... A, nu pot să fac din mersul. Vreau să fac din mers o pozică, dar nu o mere. Dacă mă opresc aici. Fără semnalizare că suntem buși. Da, pe liber acum. Gata, frate. Bun, acum îi dăm la drumer. Dacă vine la cu Volvo. Ne patinează rățul. Salut, frate, stai liniștit că nu dau peste tine. Ești nebun. Am schimbat și eu melodiile astea un pic așa, nu mai ascult house sau ce ascultam electronic acum, sau nu știu, house ascultam, asta e dubstep, cum dracu să nu știu. Hai, hai cu mătru, trage, te rog. Trage. Trage. Bă, pe asta cum îi zice, pe ora trag mai ușor să fac astea thumbnail-uri. Adică, na, rog, nu mai pot să mai fac aia cu scris sau cu Cristi, că nu mai am parteneria, dar... Poate că fac o poză, frate, și nu trebuie neapărat să o editez. O pun acolo frumușel și aia a fost. Nu trebuie să mai pun scrisuri sau prostii din Photoshop. Că, nu știu, n-am fonturi ca lumea, mă piși pe Photoshop. Ce trebuie să fac dreapta? Scuze, frate, că am intrat pe banda ta, da. Îl scut tirul. Ba, avem un pic. 20 de minute, eu zic că e blană. Mai schimbăm și noi viteza. O mai schimbăm, frate. Semnalizăm aici. Uităm dacă vine vreun terist bordit. Hai să vă zic că... Sau nu, să-mi ziceți în comentarii, mă voi, dacă v-ați uitat până acum sau mă rog dacă ați văzut partea asta, să-mi spuneți și voi dacă vreți să vă zic o glumă de teriști. Vă zic în video următor. Și să-mi spuneți acolo un comentariu. Da, vreau să-mi spui gluma de terist sau pula mea. Delegeți ca să știu și eu. Oricum, dacă nu asta și mi-amintesc. Dacă nu mi-amintesc fără să ziceți voi, eu vă zic dacă asta nu. Dar să punem frână de remorcă că e de hau aici. Trebuie să ne analizăm că aici e, mă rog, bandă cu două sensuri, cu, nu două sensuri. Nu știu exact cum se numește prostia asta, dar se numește cumva. Vine, Vine un șmecher cu tirul, îi dăm drumul la vale ușurel. Avem aici trecere nu stop. Gata, accelerează Zersoane. Hai că am intrat bine pe bandă. Schimbăm și noi banda. O schimbăm, frate. Dă-i cu a doua aia, hai, arde-o. A treia. Pam, 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 pam. Eu, apropo, conduc din mouse, dacă nu știți. Ia să vezi acum. Da. Remorca, am intrat cu remorca în parapet aici. Mă gândeam că o să fac prostia asta. Pentru că sunt șmecher. Că, na, cum vrei tu, cu asta o să vă arăt. O să vă arăt 2 secunde când ajung în service, dar nu mai schimb și eu viteza. Când ajung la service, că acolo o să mă opresc, o să vă arăt. Adică, cum vrei tu, vrează și rățile de remorcă. Nu știu ce sistem ar fi asta, dar unul șmecher. Le schimbăm și noi banda înainte de trecere. Plus că aici ar trebui să fie... Să spunem un pic diferent de remorcă. Uite, vedeți cum vrează. Uite. Uite. Aha. Cum semnalizăm și noi că venim înapoi. Ați văzut cum virează roțile. Belea. Dă să schimbăm și noi banda. Dăm pe liber și punem și noi la câte frâne de remorcă. Bă, șmecher macarul asta pe care am cărat-o. Ha, dă-ți Zersoane, arde-o. Arde-o. Eu zic că se aude cât de cât și sunetul, nu știu exact cât de tare se aude, dar eu zic că se aude cât de cât. Op. Să parcăm așa un pic. Mă rog, nu este parcare de remorcă de tir aici, dar na, eu cât dement facem și de asta. Bun. Cam gata, mă băieți, dăm pe liber. Mă rog, nu e chiar ok parcarea, dar mă rog. Mă băieți, eu am fost Zerson. Sper că ați dat și voi acolo un like, un subscribe dacă sunteți noi pe canal, clopoțelul ăla ce zice. Eu am fost Zerson și v-am țucat, băieți, noroc!